Alo? Domnul Bicean, ați vorbit cu cineva pe nume de Saioche să urci la dumneavoastră? Le dau la telefon? Da, haideți la telefon. Domnul Vice Stan. Domnul Vice? Mă cer scuze că vă deranjez. Voiam să vă întreb și eu, nu știu cu cine am vorbit zilele trecute, voiam să vă întreb de gunoaiele astea de aici, din județ. Aha. Da. Da, sigur. A zis să faceți legătura la domnul Hangan. Ia, Maria, vorbește cu domnul Hangan. Cu cine? Cu domnul Hangan acum, că o să-ți facă legătura. Domnul viceprimar? Da, Călin Stan. Cum? Călin Stan, cu colegul ați vorbit. Da. Dar dumneavoastră sunteți domnul viceprimar? Da, sunt ce domnul viceprimar. Știu că o să-mi las, că vă urmăresc tehnică. E Mastri Maria jos. Așa. Am vrea, dacă ați putea, să îi permiteți accesul ca să vă punem și noi două, trei întrebări. Cine? Maria Saioc, Șandor. Soția dumneavoastră. Soția este jos. Da, eu răspund de direcția de asistență socială cu mare drag. Colegul, probabil, dacă ați discutat, că eu nu vreau să intru în polemică sau în discuție peste el. N-am discutat cu nimeni. A, n-ați discutat cu nimeni. Ok. Nu. Bun. Nu. Ne primiți să vă punem, da, și noi câteva întrebări? Da. Să ne spuneți și nouă, ce ați făcut bun pentru oraș? Ce n-ați făcut bun pentru oraș? Okay. Ce ați făcut în mandatul dumneavoastră? Ce n-ați făcut în mandatul, okay, dumneavoastră? Să vină și să păi luăm discuția. Trebuie să vorbi jos, că au primit-o jos. Nu, să o sunați pe doamna de jos, să o lase să urce. Ok, bun. Voastră filmați? Da, bineînțeles. Păi de ce filmați? Așa. Să văd cum vă comportați cu cetățenii. Dar și cum, să văd, dar cum vorbiți așa? Și să văd dacă primarul, vicele sunt la muncă. Păi da, domnul vice, ați văzut că vorbiți soțul dumneavoastră, da, cu domnul vice și am zis că să-l așteptați pe domnul vice în gană. Da, da, și da. Am zis că să stați un pic până vine domnul vice în gană. Și e domnul primar. Unde e domnul primar? Da, domnul Stan, domnul vice. Să urce? Bine. Urcați la domnul vice. Hai, măi. Bună ziua. Sărână. Bună ziua. Da, față de doamna de jos, aici aveți un comportament frumos. Mai civilizat. Da. Doamna... Dar ce s-a întâmplat jos? Povestește-mi. Am cer scuze. Stați deși, nu, că n-are dumneavoastră nicio vină. Cu filmatul, că ce, de ce o filmez, că n-am niciun drept să filmez, de astea, dar... Nu luați, vă rog, puneți, că nu avem multe întrebări, avem câteva. Așa o să iați, da, nu, e cel mai bine să o puneți pe cămașa acolo și dacă puteți să chinem puțin. Aș prefera să vorbesc dacă, având în vedere că mă coordonez direcția de asistență socială și am coordonat piețele de MSU despre chestia asta. Restul, întrebări, vorbesc cu colegul, vă primești în audiență. Pe partea asta de gunoaie, corespondența între primărie și Supercom și Garda de Mediu, așa, o poartă colegul, viceprimar 1, viceprimar 2, dar n-are importanță, el are în subordine DIS-ul, fostul DSP, Direcția de Servicii Publice, actual DIS. Și nu știu toate adresele, dar știu, pentru că inclusiv administrator mă sună să spele gunoaie, adică containerele, să facă curățenie. E o problemă la nivel de municipiu, știu, și cred că, din păcate, în toată țara e așa și nu e ok. Încercăm să remediem și să îmbunătățim serviciul ăsta de colectare a gunoiului. Dar și oamenii sunt de așa natură încât nu aruncă peste tot în municipiu, da, la marginea... Adevărat, că eu am văzut, sunt și pe mal acolo, da, pe râul Bistrița. Gândiți-vă că acțiuni de genul ăsta, noi avem primăvara, inclusiv cu primăria, cu angajații care vor să se implice. Am avut contract și cu penitenciarul de a merge pe malul râului Bistrița. Da. Spre exemplu, dacă tu faci curățenie acum, în săptămâna asta, pe mal, pe Oate Bistrița, într-o săptămână, două, cum plouă și vin din sus, îți la loc. Da. Din păcate. Se plâng cetățenii că asfaltați străzile și la 3-4 zile se sparg, cum ar fi strada Andrei Mureșanu.
Am văzut chestia asta pe Facebook, un video. Se spar străzile, nu se spar străzile, canalul care să fie ridicat, e, bineînțeles că lângă se sparge și se aduce la un anumit nivel. De fapt, toată Bistrița, dacă ați văzut, este un șantier din punct de vedere al infrastructurii, linia verde, respectiv axa Calea Moldovei, gării. Vreți să faceți un proiect mai mare, să înțeleg, nu? O să vă trebuie după aceea și de proiect. Păi, proiectul are finalizare 31 decembrie. Dacă ați mai fost prin țară, cred că știți că marea majoritate a orașelor, municipii de orașele mari, să zic așa, care au aplicat pe anumite fonduri, sunt în criză de timp și încearcă să finalizeze proiectele până în 31 decembrie, să nu meargă pe următorul an. Am înțeles. Mai aveam asta cu deșeurile reciclabile care nu sunt ridicate mereu, dar a spus că nu da, trebuie dumneavoastră, da, chiar, că cetățenii spun că plătesc taxă. Și vă pot confirma lucrul ăsta. Plătesc taxă și cei de la Supercom cam uită să vină pe la ei. Având în vedere că am avut... Aveți un contract cu Supercom? Pe ce perioadă l-ați făcut? Nu știu datele, colegul vă poate confirma, cereți audiență sau îl sunăm și dacă... Nu, dacă vorbim cu ambas, vă pot, vorbim cu altcineva. Vă pot confirma, da, există anumite probleme, gen când am intrat cu lucrările pe Andrei Mureșanu, mașinile pe străzile nu mai aveau unde să intre Supercomul, am solicitat să vină cu o mașină mai mică să ridice, să da, ridic de două ori. Asta era întrebarea, îi urecheați poștia de la Supercom sau îi lăsați să-și facă cap? Mai există și există și penalizări în contract cu ei. Avem 5-6 oameni care verifică în fiecare zi dacă se colectează, dacă se mătură strada respectivă. Bravo. Și în caz că nu, se penalizează și mai este discuția așa când merge colegul în discuții, în ședințe cu ei, observă faptul că îi penalizăm și ei se supără, dar noi le arătăm poze la ora de... Nu ați făcut chestia asta. Și ei au o problemă cu forța de muncă, din păcate. Și cred că cu partea siguranță. Asta de salubrizare la nivel de țară e o problemă cu forța de muncă. Asistații sociale îi scoateți la gunoaie? Pentru că sunt printre blocuri, la fel zic cetățenii, că printre blocuri sunt foarte multe gunoaie și sunt treaba. Asistații sociale nu sunt scoși sau de ce nu sunt scoși? Bun, aici am văzut, vă cunosc de pe TikTok și am văzut partea că vă legați de asistenții sociali, chiar îi coordonez, oarecum direcția de asistență socială în subordinea mea. La nivel de Bistrița sunt aproximativ între 6 și 9 asistați. La 13.000 de locuitori? Da, pentru că sunt mai mulți, mai multe familii, undeva la 20 de familii, ca pe 20 de familii, dar având în vedere că persoanele care au vârsta de pensionare sunt scutiți, mamele care au copii până în 7 ani sunt scutite, persoanele cu dizabilități sunt scutite, rămân 6 familii, între 6 și 9. Pe timp de iarnă, maxim am avut 11 familii sau persoane care veneau în muncă în folosul comunității. Da? Și am și calculat chiar în primul an de mandat câți bani dăm acestor persoane și suma era undeva la 8.000 de lei la 35 de persoane, în funcție de numărul de familie, ori așa, 35 de persoane, undeva la 8.050 de lei mi-au ieșit, dacă mi-am amintesc bine, în 2021. I-am și văzut la momentul respectiv, chiar am vrut să-i văd față în față, dar colegii de la Direcția de Asistență Socială dau listă cu ei la DIS, fostul DIS, pe Direcția de Servicii Publice, actual DIS, Direcția de Infrastructură, și ei îi bifează orele muncite. Am înțeles. Da, dar să știți că e și taie și avem și... Da, da. Doamne, noi ne bucurăm că în ghilimele, ați limitat numărul de asistat social, în sensul că am găsit comună de... Dar chiar să vină să se scrie ca și asiste... Ca să vedeți, nu, de 3.000 de locuitori comună cu 500 de... 500, domnul viceprimar, cu 500 de asistat social. Știți că... Păi erau votanți, toată ziua erau votanți. Dacă sunt, chiar tot am discuții cu colegele de la Direcția de Asistență Socială și le zic, bă, hai să le facem dosar. Bun, noi le facem, dar ei nu vin în câmpul muncii ca să primească bonuții, li se taie, pe timp de vară cam refuză, li se taie, pe timp de iarnă
9-11. Referitor la raportul Curții de Conturi, voiam să vă întreb dacă v-a venit în... V-a vizitat Curtea de Conturi, da? V-a dat niște măsuri? Da, până anul trecut, raportul Curții de Conturi, oarecum activitatea Curții de Obiectii... Să zic așa, Curtea de Conturi și-a cam schimbat obiectul, nu mai poate să, din anul ăsta sau din anul trecut, nu mai știu, nu mai poate să fie așa de dură cu AT-urile. Ei doar verifică niște proceduri. Asta e o schimbare la nivel, la nivel național. Eu aș fi lăsat Curtea de Conturi să-și facă, pentru că în fiecare OAT sunt probleme, fără să-ți dai seama, sau tu ca și, chiar ca și director, ca și viceprimar, ca și primar, nu-ți dai seama de tot ce se întâmplă, dar într-un raport al Curții de Conturi, pe ce verifică ei, ei pot să vină cu niște chestii clare și cu niște recomandări și așa mai departe. Dar din anul ăsta sau din anul trecut, ei nu mai sunt așa de incisivi în raportul cu fiecare OAT. Pe comune sunt, cred că sunt probleme și pe oraș sunt probleme, că și orașul e mare, dar din punctul meu de vedere era mai bine înainte raportul inițial și indicatorii inițial pe care îi urmărea curtea, camera de conturi la noi. În zona Petrișorul, în zona de agrement acolo, unde se plimbă oamenii? Petrișorul nu avem, altfel, Codrișor. Codrișor, unde pădurice aceea sau ceva de genul? Avem Codrișor și Ulevarda. Așa, acolo sunt gunoaie, dar spun oamenii că nu ați pus coșuri de gunoi și nici camere. Camere, stăm prost la nivel de camere, la nivel de județ, la nivel de municipiu Bistrița. Colegul meu, administratorul public, are... un proiect în derurale, în desfășurare cu partea asta de camere de supraveghere. Nu știu exact statusul proiectului, dar la fel putem să-l întrebăm pe el. Pe Codrișorului, îmi spuneți? Codrișorului, da. Și sunt și pe Râul Bistrița, dar mi-ați explicat despre Râul Bistrița. Pe strada Codrișorului nu sunt containere? Nu sunt, da, coșuri de gunoi de alea micuțe. Da, ideea era că cetățenii, m-am gândit eu că probabil v-au scris prima dată, unii au scris și la presă, adică și mă gândesc că edilul ar fi putut să implementeze toate lipsurile acestea de care vorbim noi până acum, dar sper măcar de acum încolo să le facă, cam asta ar fi fost ideea. Da, nu știu, eu vă văd atât de transparent încât prea multe întrebări nu mai am ce să vă pun că... Mai ies dacă vă gândiți, da, sigur. Nu. Ați finalizat un proiect... Adică făcut pe... Sunt mai multe șantiere la nivel de municipiu Bistrița. Făcut pe dumneavoastră. Nu, vreau să știu, adică, bine, acum... Oarecum este o politică și o înțelegere la nivel de primărie. De fapt, sunt proiectele discutate și împreună cu colegul viceprimar, respectiv domn primar, suntem în alianță, partide diferite. Știu, dumneavoastră ți-o serei, domnul viceprimar, PNL. Și domnul primar? PNL. PNL. Noi am criticat PNL-ul foarte tare și USR-ul l-am criticat. Da, toți avem defectele noastre. Da, sunt sigur că sunt oameni de calitate în anumite județe și oameni mai puțin de slabă calitate în alte județe. Acum primarul a spus că este PNL. Sunt curios, de curiozitate vă întreb, are un proiect în ultimii 3 ani de zile pe care să-l fi început dumnealui, deci nu din alt mandat sau al cuiva? Sunt mai multe proiecte, dar... Nu, unul singur cu care ați putea să-l lăudați. Care să spuneți, dom'le, uite, omul ăsta a plecat cu proiectul ăsta și pe ăsta l-a sfârșit. Chiar acum nu-mi vine în minte, dar mă gândesc și vă pot scrie. Sunt mai multe proiecte, dar dacă luăm, acum sunt niște polemici de când sunt proiectele. Important e ce se face acum, ce s-a... Adică fiecare admit... Da, sunt la primul mandat. Nu, domnul primul. Da, e primul, la primul mandat. Și gândiți-vă că noi venim pe o linie de finanțare 2014-2020 cu 3 ani de prelungire, cu ce mai putem modifica. Ați cam moștenit tot. Dar nu e vorba de grea moștenire sau de, să nu intrăm în polemica asta cu grea moștenire. Erau niște proiecte, o parte dintre ele le-am continuat și le-am îmbunătățit cât s-a putut. Acum nu o să mulțumim pe toată lumea, na. Bineînțeles. Mai e ceva să întreb? Nu. Maria, mulțumim, domnul Vice. Vă felicităm pentru activitate, să mulțumim, știți că frumos. Vă urmăresc pe... Foarte comunicativ și ceea ce am observat și cred că este în primul loc în care am venit și am observat lucrul ăsta, am spus de coșuri de gunoi și a luat agenda și a notat.
Deci este unde umblu în toată țara, mi se întâmplă pentru prima dată și am tăcut, n-am zis nimica. Deci a luat în considerare decoșurile de gunoi și... Da, un lucru bun. Bravo, doamne.